Tinerii din comuna Tupilați, îmbrăcați cu straie de sărbătoare, au pornit să ajute la cules pe un bătrân din comună, din satul Arămoaia. Neacostică ține câțiva ari de vie. Mai mult în amintirea vremurilor de odinioară, când era în putere și făcea sute de litri de must. Ca să nu piară tradiția, s-a organizat o clacă, așa cum le-au povestit bunicii tinerilor, cum se obișnuia în comuna aflată la câțiva kilometri de hanul Ancuței. Ne-am adunat toți la o clacă, mergem la cules struguri, la unul din localnicii noștri, că pentru a face must, joc și voie bună. Ajut la cules de struguri, de dat la zdrobitor și depus vinul în damigene. Anul ăsta strugurii au ieșit foarte buni, sunt foarte dulci și copți, sunt buni de pregătit pentru vin. Anul acesta au ieșit foarte gustoși și dulci. Va ieși un vin bun? Da, să sperăm. Când îl veți degusta? De sărbători, cu familia, cu prietenii. În vie și-au suflecat cu toții mânecile și s-au pus pe cules. Cu o glumă, cu un cântec popular, recolta s-a adunat pe nesimțite în coșărci. Anul ăsta am venit de ajutor cu copiii ăștia tine, cu așa, la cules de struguri. Acum strugurii au mers un pic ca slab, că au fost șase, au fost vremurile astea așa rele, dar s-au făcut. S-au făcut bine așa, da. Pe vremuri, cum să vă zic, că nu erau condiții așa cum sunt acum, și cu struguri dizlobiți, și chiar și la cules, și vinul oamenii nu prea avea cum să-l pun așa, îl pune în butoaie, dar acum a ieșit. Dar bine de văzea de sticlă, așa, e alt treabă, da. Strugurii sunt adunați la un loc și dați prin teasc de către voinicii veniți să dea o mână de ajutor. Oamenii din sat apreciază efortul tinerilor de a păstra tradițiile și își aduc aminte cu bucurie de momentele din tinerețea lor, când clăcile erau menite să ajute oamenii din sat, dar și un motiv de veselie și petrecere. Înainte s-a ajutat unul pe altul, mergeau la cules, o masă, o... Da. Era un motiv de petrecere, totuși. Corect, așa a fost. Da. Păcat că s-a cam pierdut din obiceiuri acum. Că... Dar tinerii ăștia păstrează tradiția aici în comună. A, doar domnul Romic, el se mai ocupă cu așa ceva, da. Da, se adună lumea la cules, cu copiii, cu ăștia mai bătrâni, cu ei. Cum se întâmpla? Adunau struguri și... Normal, îi culegea, îi dădea la morișcă, îi punea să curgă vinul acolo, îi punea la teasc. Și era și un motiv de petrecere, se aduna lumea. Normal, din familie toți acolo. Aduce tradiția la același, nu-i doar comun cum a fost înainte. Da, adică anii din urmă, în 70, în 60, 62, sau ani din urmă. Erau vremuri frumoase aici în zonă. Erau foarte frumoase, da. În comuna Tupilați, păstrarea tradițiilor este foarte importantă pentru membrii comunității. Astfel, generațiile ce vin află despre ocupațiile de peste an ale locuitorilor de la sate și obiceiurile locale. Încercăm să aducem în actualitate tradițiile de altă dată la culesul strugurilor din vii. Și noi am organizat astăzi o clacă la o gazdă, la un om gospodar din acest sat frumos, un sat între vii și livezi, pentru a arăta tinerilor cum era tradiția de altă dată la culesul strugurilor, la roadelor de toamnă. Toți cei care vin și care a fost astăzi la această clacă frumoasă sunt cei cu dragoste de tradiții, dragoste de folclor, sunt tineri harnici care, după cum ați văzut, duc mai departe aceste frumoase tradiții. Așa cum spun obiceiurile locului, nu se poate muncă fără puțină petrecere și voie bună, așa că tinerii au încins o horă la marginea pădurii după ce au terminat munca.